Șurubu, puse șurubu acolo la monerie. Da, bă? Nu. Pentru a regla supapele la Volvo FH se rotește motorul în sensul de rotație a lui. Aici reperele cu cifre 1, 6, 3 reprezintă cilindrii pe care se reglează. Aici avem la cilindru numărul 6 să fie în primul marcaj, iar următorul pe supapa pe evacuare, V-but pe cilindru numărul 2. Pe admisia pe cilindru numărul 6 trebuie să fie 0,20. Admisie. Se slăbește contrapiulița din șurubul de reglaj și se ajustează jocul. Pentru injector, care se reglează tot pe cilindru numărul 6, cum e reperul de pe axul cu came, se slăbește contrapiulița, se eliberează șurubul de reglaj până începe să meargă ușor, se strânge ușor și până se dă 180 de grade. Urmărește reperul, 180 de grade, se strânge contra. Apoi se rotește axul cu came până ajunge la următorul V la web, după care se reglează la 1,6. Mai dai! Stop! V1, aici. V1 pe 1. 1,6. Jocul la supapă. Pentru a ajusta jocul se desfiletează acest șurub și se scoate, pun lamele compensatoare. Jocul de 1,6 pe supapa web a V1, pe web-ul pe cilindru 1. Jocul e corect, avem o supapă, o lamelă de leră de 1 mm și una de 1,6, de 0,6. Vom roti în continuare motorul până când primul marcaj va ajunge pe numărul 4. Pe numărul 4 se reglează la cilindru numărul 4, admisia și cu injecția.